Salut, salut tuturor! Îl am alături de mine pe poetul Doru Arăzan de la Timișoara. Salut, Remus! Care tocmai a venit de o jumătate de oră. Am ajuns, da. Mulțumesc pentru că ai făcut efortul să vii de la Timișoara și să participi în cadrul festivalului Rocada Artelor. Mâine este evenimentul de poezie, dedicat poeziei, în care Doru Arăzan și artista Anca Banu vor avea un performance de poezie și obiect ceramic, urmat apoi de lansarea volumului său de poezie, Un centimetru de timp. Așa. Doru, ca să conspirăm puțin din ceea ce se va întâmpla mâine, am înțeles că va fi un performance în care nu doar vei recita, ci va fi combinat și cu... Și cu obiect ceramic, iar obiectul ceramic va reflecta, de fapt, ideea fiecărui poem. Așa ne-am gândit. Ce tematică ai ales? Tematica e zidul cu multiple semnificații. Un mic fragment, dacă îmi permiteți, dintr-un poem scris proaspăt pe tema asta, pot foarte lejer să citesc acum. Și mai e zidul pe care am început să-l construim împreună, într-un timp în care credeam că trebuie să dureze ceva dincolo de trupuri și de sufletele lor. O amintire despre viață, de exemplu, pentru a locui în ea atunci când am pierdut tot ce se putea pierde. Mulțumesc. Îl considerăm ca un mic aperitiv, ca un mic appetizer. Da, bine spus, da, pentru ce va fi, pentru ce are să fie mâine. Da. Vă așteptăm, deci, mâine, ora 12, la Muzeul de Artă, pentru performance-ul de poezie și lansarea de carte, Un centimetru de timp, apărut la editura Școala Ardeleană. Din Cluj. Vă așteptăm.